cadrul campaniei Petrece Crăciunul alături de Steaua Volei și Feratul Manei, sala Mihai Viteazu a găzduit meciul amical dintre echipele de volei ale Colegiului Tehnic Mihai I, campioană națională de junior, și cea a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Evenimentul a reprezentat ocazia ideală pentru echipa de juniori de a testa ce înseamnă un meci cu o echipă din prima ligă. Ca o echipă de juniori căpătăm foarte multă experiență. La general așteptam acest meci cu nerăbdare. Noi ca echipă suntem prezenți aici practic la fiecare meci, în fiecare tur și, nu știu, e ca un vis să jucăm împotriva acestei echipe. George Ilie, liberoul echipei Steaua, a fost și el încântat de ideea unui meci cu echipa de juniori. Mi se pare chiar de lăudat această acțiune. În primul rând, gândindu-ne la puști care or să vină din urmă, mă gândesc că pentru ei e maxim din ce se poate întâmpla să joci contra unei echipe de seniori. Eram înscriși în Cupa României și jucam chiar cu Steaua. Mi-aduc aminte că am jucat un meci oficial în Cupa României cu Steaua, noi fiind juniori la momentul respectiv, foarte, foarte mulți ani în urmă. În pauzele dintre meciuri au fost organizate concursuri cu premii pentru copii. Participanții la eveniment au avut posibilitatea de a-și face poze cu jucătorii, acestea fiind printate automat pe suport magnet. Întreaga acțiune a fost susținută financiar de către sponsorul echipei CSA Steaua, Feratum Money. Noi vrem să încurajăm sportul și încurajăm oamenii cu inițiativă, iar în același timp companiile nu aleg să investească în sport de cele mai multe ori și am făcut și anul trecut o petrecere de Crăciun în același stil cu cadouri pentru copii și să adunăm cât mai multă lume să poată să interacționeze cu jucătorii de la Steaua.